Bună, dragii mei, bine v-am regăsit! Vin în fața dumneavoastră astăzi cu un nou proiect frumos. Dacă a fost o provocare floarea de liliac, să știți că floarea de hortensie a fost o și mai mare provocare. Este într-adevăr un proiect superb, este un proiect complex, într-adevăr necesită muncă, migală, dar rezultatul este spectaculos, este bucurie, mi-a umplut sufletul de bucurie, să știți. În prima parte a tutorialului vom lucra împreună floarea, floricica, da, din care se compune de altfel întreaga hortensie. Vă dați seama că nu am făcut cu un fir atât de subțirel încât să iasă florile unul la unul cu cea naturală. Am folosit, vă voi explica imediat, un fir de acril, jumătate acril, jumătate bumbac ca și compoziție. Dumneavoastră puteți să folosiți ce fir doriți, ce număr de croșetă doriți. Bine, ideal este să adaptați la firul dumneavoastră cu precizarea că trebuie să fie cu un număr, chiar două, mai mic numărul croșetei decât cea indicată pe etichetă. Să ne iasă nouă lucru bătut. După cum vă spuneam, în prima parte vom realiza această floricică și modul de asamblare, da? Ca să vă explic ce aveți de făcut până să ajungeți la floarea finală. În partea a doua a tutorialului vom lucra împreună minunata frunză de hortensie. Uitați cât de frumos arată și aceasta, un proiect. Mi-a plăcut și această frunză, foarte, foarte frumos. Este tot la cerința dumneavoastră, este tot un proiect bifat din lista dorințelor și haide să pornim la lucru. Bun, haide să dăm deoparte frunzulița. Ca și materiale, după cum v-am zis, fir. Eu aici am scos dintr-o bobină mare de fir în degrade, mi-am scos mai multe nuanțe. Puteți să o realizați și mov simplă și albă, este și un verde deschis hortensie ca și nuanțe, floarea naturală. Chiar aveți de unde să alegeți ca și paletă de culori, dar dacă nu aveți și nu aveți aceste nuanțe, lucrați cu ce fir aveți dacă îndrăgiți acest proiect. Eu mereu vă încurajez, da, să lucrați cu ce aveți, nu contează. Bun, uitați, aceasta este floarea. Nu este un proiect greu, da, această floricică de hortensie, foarte, foarte ușoară. O să vedeți în minutele următoare. Ca și material, mai avem nevoie de sârmulițe. Sârmulițele pentru care este o problemă, nici nu știu cum să zic, este o problemă. La proiectul meu voi folosi o croșetă de 1,75, merge și de 1,5. Eu voi folosi aceste sârmulițe pe care le-am cumpărat de la doamnele care vând fire, să știți că am găsit. Sunt într-adevăr pe mai multe mărimi aceste sârmulițe. Eu am luat pe cele mai subțiri, nu știu să vă zic exact câți milimetri, 0,02 sau nu știu să vă zic exact, eu am ales ce a fost mai subțire, fiindcă mă ajută pe mine în proiectele cu floricele. Avem nevoie de mărgeluțe pe care să le atașăm aici în mijloc, da?
Uitați, o idee mai mărișoare mi-ar fi trebuit, dar așa am găsit la magazinul de la colț. Mărgeluțe de nisip se numesc aceste mărgeluțe, da, sunt mărunte, mărunte, albe am ales, un pic de hârtie adezivă, dacă nu cu fir, da? Și pentru frunză, dar o să vedeți în partea a doua a tutorialului, o să avem nevoie de un fir de acril gros. Eu am folosit placa pentru a-i da ținută, da, am presat bine, bine la urmă, o să vedeți, și la flacără, la căldura emanată de flacăra unei lumânări, am topit puful. Cred că deja v-ați obișnuit cu aceste două metode, la flori, la petalele mari, la frunzele mari, da, să topim puful de la fir și să presăm cu placa, să îi dăm, uitați, un aspect final deosebit. Și haide să lucrăm floricica și apoi să ansamblăm. Bun. Bun, bun, bun. Ce culoare să alegem? Haide să alegem rozul acesta frumos. Pe ochiul magic vom lucra 4 piciorușe scurte. Foarte simplu. Dacă nu, puteți să realizați acest cerc magic, lucrați 4 ochiuri de lanț pe care le uniți, da? Și realizați un mic cerculeț. Deci eu voi încrucișa aici firele, trag firul, da, prin cercul meu, oprim o buclă și voi lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 4, fiindcă avem 4 petale, da? Din această cauză avem și 4 piciorușe scurte. Tragem de firul nostru, nu foarte, foarte, foarte tare, da? Unim aici deasupra primului picioruș, în care de altfel vom și lucra prima petală. Nu trag tare, fiindcă vreau să mă lase pe mine să pot să introduc aici croșeta. Un picioruș alunecat și ridic 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Dau după croșetă, deci lucrăm, da, în fiecare ochi, deasupra fiecărui picioruș, cum doriți, vom lucra câte o petală. Lucrez un picioruș dublu, scot o dată și încă o dată, încă un picioruș dublu, scot o dată și încă o dată, dau de două ori după croșetă și lucrez un picioruș triplu, scot o dată, de două ori, de trei ori. Două ochiuri de lanț ridicăm și realizăm un picou, da? Mă duc aici la bază, introduc prin cele două fire, trag prin ele și încă o dată prin bucla mea. Și astfel am realizat un picou. Dau din nou de două ori după croșetă, tot în același ochi, un picioruș triplu. Scot o dată, de două ori, de trei ori. De aceea se și numește picioruș triplu, da? Dau o dată după croșetă și lucrez un picioruș dublu, 1, 2, dau după croșetă tot în același ochi un picioruș dublu, ridicăm 4 ochiuri de lanț, 3, 4, mă duc în același ochi și cu picioruș alunecat închei petala mea. Și iată, dragii mei, aceasta este prima petală. Bun. Haideți să continuăm. Ridicăm din nou 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. O dată după croșetă, da? Și mă duc, fiindcă aproape că s-a astupat următorul ochi aici, în care eu trebuie să lucrez următoarea petală, da? Tragem bine petala și îl găsim. Am introdus și din nou un picioruș dublu, un picioruș dublu,
Dăm de două ori după croșetă un picioruș triplu. Ați văzut ce simplu a fost? Ridicăm două ochiuri de lanț ca să realizăm picoul. Introducem prin cele două fire, tragem firul prin ele și prin buclă și astfel am realizat picoul. Din nou, de două ori după croșetă, picioruș triplu. 1, 2, 3. Mă duc în următorul, în același ochi, mă scuzați, un picioruș dublu, încă o dată un picioruș dublu și închei petala, da, cu 4 ochiuri de lanț. 2, 3, 4. Foarte simplu. Unim cu picioruș alunecat. Ridicăm din nou. 1, 2, 3, 4. Da? Haideți să căutăm, da, ochișorul care este aici ascuns. Vedeți? Da? Și haideți să lucrăm. Un picioruș dublu. Același ochi. Un picioruș dublu. Dăm de două ori. Un picioruș triplu. Două ochiuri de lanț, picoul, scoatem prin cele două și prin buclă, din nou de două ori după croșetă, picioruș triplu, picioruș dublu, picioruș dublu, ridicăm de patru ori, trei, patru, ridicăm 4 ochiuri de lanț, mă duc aici și unesc, da? Ridic din nou, 2, 3, 4, ca să pornesc ultima petală. Și aici mă duc în ochișor, da? Un picioruș dublu, un picioruș dublu, dăm de două ori picioruș triplu, 1, 2 ochiuri de lanț, picioruș alunecate, de două ori după croșetă, picioruș triplu, dăm o dată picioruș dublu, picioruș dublu și 4 ochiuri de lanț, bineînțeles, ca să încheiem petala. Da? Și, dragii mei, atât a fost. Iată cât de ușor. Foarte, foarte simplu. Dumneavoastră, în funcție de cât de mare doriți să realizați sfera, da? Fiindcă noi vom realiza o sferă din aceste flori, da? Atâtea flori lucrați. Eu voi realiza mai multe buchețele, fiindcă eu am lucrat floricelele, le-am lucrat pe toate, da, urmează să le montez pe toate, voi forma, uitați, buchețele formate din 4 flori, după care vom monta sfera, o să vedeți, o să avem nevoie, să știți, și de o sârmă mai groasă, trebuie să caut o sârmă mai groasă, un cablu, cablu care va forma tulpina florii. Pe acel cablu vom monta sfera, că ne trebuie ceva mai grosuț, e firesc, ca să-mi susțină mie floarea, fiindcă iese mare. Bun, haide să ascund eu în lucru. Unde e acu? Am pierdut acu. Aici este la locul lui, nu l-am pierdut. Așa, să ascundem noi firicelele astea în lucru, da? Fiindcă eu am avut acest fir în degrade, mi-a plăcut să aleg toate nuanțele de la roz până la mov închis din el. Așa. Chiar a fost acea bobină Yarn Art Flower. Eu am făcut și rochița smeurică din acel tip de fir și conține 50% acril, 50% bumbac. Puteți să realizați din orice fir doriți, să știți, nu neapărat din bumbac, merge și din fir de acril. Chiar florile, în general, merg din orice tip de fir. Doar dacă este o floare mai gingașă și micuță, trebuie să folosim fir subțire. Bun,
și uitați cât de frumoasă a ieșit. Da? Foarte frumoasă. Din cauza că sunt multe piciorușe lucrate într-un ochi, chiar îmi vine mie un pic una peste alta, floricica. Ia uitați. Bun. Eu am dat drumul la pistolul cu silicon. Acum, eu am această baghetă, această sârmuliță. Da? O dau în două. În două. Ia măsoară, fiindcă am aici centimetru la îndemână. Deci măsoară 21 de centimetri. Da? Bun. Haideți să iau cleștele meu, să tai sârmulița, cu toate că merge și cu foarfeca, că este subțire, să știți. Bun. Am tăiat. Pe sârmulița respectivă eu voi introduce o mărgică pe care o voi fixa în mijloc. Dau firul, sârma în două. Bineînțeles că presez, v-am zis, fiind subțire, pot să acționez și cu degețelele, deci nu e neapărat nevoie de clește. Da? Uitați. Da? Ia să vedem noi dacă pot să strâng aici un pic, să nu... Iar o să mai bag încă una. Da? Ia să așezăm noi un pled aici, să vedeți mai bine. Poate nu se vede suficient. Ce fac eu aici? Așa. Pregătim, da? Ia să vedem noi dacă vrea așa. Se va fixa cu silicon. Așa o dată. Așa o dată. Am pregătit în total 4, da? Și voi alege 4 nuanțe, fiindcă am 4 nuanțe. Bun. Am băgat mărgica în vârf. Da? Vom introduce aici în mijloc. Foarte simplu, foarte, foarte simplu. Da? Voi puncta un pic de silicon aici în mijloc. Un punctuleț de silicon. Da? Și trag și fixez aici mărgica în centru. Da? Și mai bine, mie mi s-a prins și sârma, da? Și am codiță la floarea mea, da? Și aici în mijloc mărgica. Mai departe. Haideți să realizăm și la aceasta. Se lipește destul de repede, să știți, cu silicon. Vă ajută foarte mult. Să știți că mai sunt prin magazine diverse adezive și puteți să înlocuiți acest pistol cu silicon. Da? Găsiți acum, sunt tot felul la magazin de adezive de lipit pentru toate. Bun la toate. Bun la toate. Haideți să punctăm din nou. Ați văzut că nu este greu.
Eu zic că nici această operațiune nu este grea. Un pic de răbdare. Da, îmi pare rău că nu am găsit mărgeluțe o idee mai mari. Da, erau ideale, dar asta am găsit ad hoc la mercerie. Bine, pe internet găseam, vă dați seama, dar mai cumpărăm și de la mercerie din oraș. Ia să vedem. Da. S-a fixat bine. Haideți să o prindem și pe aceasta. Deci asta este operațiunea pentru a realiza buchețelele. Pentru partea din vârf o să lăsăm așa 4 floricele, nu le montăm. Și o să vedeți atunci. Deci dumneavoastră lucrați, eu o să lucrez 6-7 buchețele, deci 28 de flori și cu 4 care vor veni în vârf, 32 de floricele voi lucra. Deci voi realiza 7 astfel de buchețele, da, formate din 4 floricele și îmi voi lăsa 4 flori așa, fiindcă vor veni în vârf când vom monta floarea. Acum, cu fir sau cu această panglică adezivă, rulăm și îmbrăcăm codița, cu toate că la mine este verde, dar am zis să totuși să umbrac, da, în hârtie. Bine, mai frumos. Eu am dus-o până sus aici și continuăm. Și îmbrăcăm. La căldura emanată, să știți, de corpul nostru, această hârtie se modelează foarte bine, da, pe sârmuliță, pe ce dorim noi să o rulăm. Cum vi se pare? Eu zic că nu a fost greu. Nu, mamă, nu. Charlie, nu. Nu-i voi. Am revenit, ne cerem scuze. Latră căței afară, latră și Charlie. Ne cerem mii de scuze și pentru sfărăit. Bun. Deci, cele 4, uitați, floricele sunt pregătite. Da? Și acum le așezăm în buchețel. Iarăși un lucru foarte simplu. Da? Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Bun. Și le voi prinde eu aici. Ia uitați. Minunat. Le voi prinde cu bandă. Voi mai pregăti, deci am 2. Voi mai pregăti încă 5 buchețele și le vom întâlni, da? Plus 4. Le lăsăm așa. Voi căuta un cablu, trebuie să găsesc, da? Ca să mă folosesc de el pentru tulpină. Și uitați, și vom monta floarea. Minunată. Minunată. Bun. Haideți să avem spor la croșetat floricele și la montat buchețele. Am făcut și o rimă. Ne revedem. Buchețelele mele sunt gata. Uitați, ce minuni. Ia uitați. Ce ziceți? Minunate, nu-i așa? Da. Mă repet, este un pic de muncă, nimic de zis, dar uitați, rezultatul este extraordinar. Minunat, minunat. Pe acestea 4 le-am lăsat, după cum v-am zis, să le atașăm în vârf, să începem să montăm floarea. Așa. Pentru tulpină, uitați, am acest cablu, da? Este sârmă, da? La interior, plasticată la exterior. Deci,
cablu. Am luat de la materiale de construcții găsiți, industriale, da? Uitați, eu pe acesta îl voi îmbrăca în hârtie ușor adezivă, da? Voi îndoi aici un pic la capăt, da? Și voi îmbrăca până jos. Și îmi pregătesc tulpina. Da? Întotdeauna această hârtie, ca și la banda izoler, se întinde un pic să se acționeze acel lipici. Da? Și v-am zis, de la căldura corpului se emană și se activează acel lipici totodată. Bun. Și ne ajutăm, bineînțeles, dar o să iau banda aceasta mai subțirică. Ne ajutăm. Dacă nu aveți această bandă, da, cu fir verde. Și începem să montăm. De jur împrejur îmbrăcăm, practic îmbrăcăm, da, aici tulpina. Și fiindcă florile sunt pe sârmă, automat le putem modela cum dorim noi, da? Haideți să mai atașăm încă o floare. Una. Și încă una, și încă una. Nu știam eu de ce nu se încadrează frumos aici. Aici era locușorul ei, da? Și eu am dus-o în partea cealaltă. Deci de jur împrejurul baghetei noastre, tulpinei noastre, cum doriți, da? Am așezat 4 floricele. Așa. Foarte frumos, da? Bun. Și acum câte un buchețel. Încadrăm. Da? La fel, de jur împrejur, da? Încă unul. Mai îndoim un pic, da? Să stea. O să așezăm, imediat o să așezăm, da? Așa, încă unul. Aici. Acum să așezăm. Încercăm să facem noi o sferă, o mingiucă. Da? Așa. Din nou. Să știți că eu am mai făcut un buchețel în plus, am zis, dacă nu mi se așează bine, și cred că bine am făcut. Da? Deci, băgăm așa de desubt. Și prindem un lucru. Da? Următorul buchețel. Așa.
Am îndoit aici un pic, da? Uitați, da? Ca să se așeze frumos. Următorul buchețel. Îndoim aici. Îndoim și prindem până mai sus să se așeze frumos. Ce ziceți? Minunată! Foarte frumos! Foarte, foarte frumos! Așa. Așezăm, așezăm. Și uitați că merge și buchetul cu numărul 8. Da. Să așez invers, să fie floarea deschisă lângă asta mov. Așa. Da. Minunat. Minunat. Foarte frumos. Întâi să mai prind și după aia. Ce minunăție. Foarte, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Să știți că am mai montat două floricele și am adăugat aici, da? Să completez eu, montând, îți dai seama, într-adevăr, deci, într-un final, să știți că floarea mea are 38 de flori, deci, per total, da? Montate. Deci, 8 buchețele și 6 flori, sau 9 buchețele, poftim, da? Și 4 de început în vârf. Eu o să adaug acum o frunză, da? Dar în partea a doua tutorialului vom lucra împreună și a doua frunză, da? Ca să se încadreze frumos. Uitați! Minunat! Și o să o prind aici. Petija mea, foarte bine, 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 da, minunat, minunat. Și voi lucra și a doua frunză, poate voi mai lucra încă una, da, va veni superb, superb, uitați ce frumos, nu-i așa? Foarte frumos proiect. Îmi place foarte mult ce a ieșit, foarte frumos acest degrade, eu zic, cred că sunteți de acord cu mine, da? Cu toate că iese bine și acel vernil spre alb foarte, foarte deschis și albă, cred că vine foarte frumos sau toată mov, nu-i așa? Da, minunat, minunat proiect, foarte frumos, vă mulțumesc pentru idee, că m-ați provocat, chiar mă bucur foarte mult, uitați, foarte, foarte frumos. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine, că lucrați alături de mine, că v-ați abonat la canalul meu, le mulțumesc și celor care nu s-au abonat, deși lucrează după tutorialele mele,
și ne revedem cât de curând să lucrăm împreună și frunza ca să finalizăm acest minunat proiect. Vă mulțumesc! Vă îmbrățișez cu drag! Spor, vă doresc și aștept cu nerăbdare pozele dumneavoastră pe grupul meu de pe Facebook Lucru Manual de prin lume adunate.